Francis Francisson. In seva aceasta, vreau să vorbesc din Cuvântul lui Dumnezeu care este scris în Evanghelia după Matei, de la capitolul 14, începând cu versetul 22. Îndată după acestea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte, se înătase. Și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită în valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se înclina ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umplând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umplând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nuncă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis, îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu mă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vină la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umple pe ape, ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai înduit? Și după ce a intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit, s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut mare, au venit în Ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de boala hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Amin. Eu n-aș vrea să trăiesc o astfel de experiență. Probabil
mare să vezi un fricoșitor, să vezi valuri care vin și o vezi prin vasul și vasul se mișcă în stânga și în dreapta, în față și în spate, se umple vasul de apă și îți dai seama că poate e ultima zi din viața ta. Ce faci în astfel de situații când în viața ta există furtuni spirituale sau de orice fel ar fi? Orice om care se găsește într-o situație de genul acela caută un tovarăș ca să-l ajute. Să tragă spor, să țină de cârmă, să țină vâslele și așa mai departe. Referitor la navigație. Și în viață, la fel, în momentul în care îți este greu, cauți pe cineva care să fie alături cu tine. Să știi că ai pe cineva alături și poți să mergi în viață știind că este cineva alături de tine. Doar că trebuie de fiecare dată când căutăm un tovarăș, să căutăm un tovarăș bun. Pentru că, așa cum știm, tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Cei buni caută tovarăși pentru a face lucruri bune. Cei răi vor căuta întotdeauna tovarăși care să facă rele. Facă Domnul ca noi, în momentul în care ne căutăm tovarăși, să fie tovarăși care să fie pentru lucruri bune. Tovarăși care să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu. Tovarăși care să ne facă să sporim în lucrurile bune, în studierea Scripturii, în rugăciune și așa mai departe. Ce fel de tovarăși cauți? Ești tu un tovarăș pentru alții? Poate sunt oameni în jurul tău care caută un tovarăș, care caută un om în care să aibă încredere, un om pe care să se bizuie și care să-l apropie mai mult de Dumnezeu. Ești gata să fii un astfel de om? Facă Domnul ca întotdeauna când ești chemat să fii un om care să stea în spărtură pentru altcineva, să fii gata să faci lucrul acesta. Amin. Apoi o altă întrebare. Ce faci când ești în întuneric? Când eram copil, știu că îmi era foarte frică de întuneric. Impropriu spus. De fapt, nu este frică de întuneric, ci de ceea ce este în întuneric. Pentru că nu vedem ce este în întuneric. Și probabil că mulți ați avut lucrul acesta când ați fost copii. A fost frică de ceea ce este în întuneric. În întuneric, întotdeauna vom căuta o lumină. Un bec, o lanternă, o lumânare, etc. Lumina, știți foarte bine că poate să fie de diferite intensități. Lumina poate să fie slabă sau poate să fie puternică. Ce fel de lumină ești pentru alții? Spune Cuvântul lui Dumnezeu, voi sunteți lumina lui. O cetate așezată pe o stâncă nu poate să rămână ascunsă. Noi, de fapt, suntem cei care reflectăm lumina lui Hristos. Depinde cât de lustruiți suntem. O oglindă murdară sau probabil un metal care are zgură pe el, nu să fie lustruit și nu să reflecte foarte bine lumina. O să fie o lumină difuză. Doamne, ajută-ne să fim oglinzi curate, care să reflectăm lumina Ta, Doamne. Domnul
Iisus Hristos a spus, eu sunt lumina lumii. Facă Domnul ca noi să reflectăm această lumină și să începem să luminăm noi însuși prin Hristos. Exact cum luna, știți foarte bine că nu are lumina ei proprie. Luna reflectă, de fapt, lumina soarelui. Și noi noaptea o vedem ca fiind luminoasă. Dar, de fapt, nu e lumina ei. E lumina soarelui care dă peste ea. Și noi o vedem noaptea. Lumina poate să fie una sănătoasă sau nesănătoasă. Știți senzația aceea când e iarnă, e alb peste tot și bate soarele. Și nu te poți uita. Te orbește. Te orbește. Vara, în momentul în care trec norii și vine soarele și ne încălzește, e o lumină care ne place. Ce fel de lumină suntem noi pentru cei din jurul nostru? Ce fel de lumină reflectăm noi? Facă Domnul să reflectăm lumina lui Hristos. Amin. Apoi, o altă întrebare este ce faci când ești în furtună? Furtunele pot fi de mai multe feluri. Așa cum am spus, furtuna poate să fie pe mare, furtuna poate să fie furtună de vară, cu părăsă, ca cu fulgere, sau pot să fie furtuni spirituale în viața ta. Ce faci în furtună? Într-o furtună cauți să te adăpostești. Nu? Când bate ploaia din toate direcțiile, încerci să intri undeva, să nu te uite. Când e o furtună spirituală, întotdeauna orice om care este un om de pace, va căuta pacea. Va căuta să stingă acea furtună. Va căuta să stingă acel foc verde. Va căuta și va fi un om de pace. De aceea Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte spune ferice de cei împăciuitori. Fericiți cei împăciuitori. Întrebarea este cum căutăm în pace? Punem baie pe foc? Sau stingem focul? Acela care creează furtună în viața noastră. Unde căutăm această pace? Știm ca și creștini că pacea noastră este Hristos. Pacea noastră este ca o mare, spune Cuvântul lui Dumnezeu și spune versurile unei poezii. Marea la suprafață este agitată, dar în adâncurile mării peștii habar n-au ce se întâmplă la suprafață. E pace, e liniște. Vântul bate doar la suprafață. Pacea trebuie să sălășulească în inimile noastre. Trebuie să fie o pace care să fie nu una temporară. O pace care să fie permanentă. Nu o pace de tranziție, să spunem așa. Oferi tu însuți pacea. Ești un om de pace. Oferi o pace temporară sau una de tranziție. Și apoi vedem în sfârșitul pasajului că oamenii căutau să se apropie de Domnul Iisus Hristos ca să-i vindece. Să le dea voie să se atingă de poala hainei Lui și toți că s-au atins cu Dumnezeu, s-au vindecat. Cum ești tu ca și creștin? Când oamenii vin la tine și îți cer un sfat sau îți cer o vorbă bună, probabil o vorbă bună spusă unui om poate să vindece un suflet. Un suflet apăsat.
așa câteodată că uneori când sunt întristat și când pune cineva mâna pe mine și îmi spune azi o să fie bine. Face mai mult decât mi-am dat poate bani. Pentru că știu că persoana aceea, dincolo de poate un zâmbet fals, vede în sufletul meu, vede lacrimile. Ce fel de oameni suntem noi? Vindecăm? Sau rănim? Facă Domnul să fim oameni care prin cuvintele noastre să vindecăm. Și dacă n-am făcut-o până acum, Doamne, iartă-ne. Și în concluzie, să căutăm o tovărășie bună, să căutăm o lumină sănătoasă, să oferim una și mai sănătoasă, una care să reflecte lumina Domnului Iisus Hristos, să căutăm pacea permanentă, să oferim pace, o pace de calitate și să fim un creștin